Au trecut 10 ani de la demisia papei Benedict al XVI-lea și încă se discută. Ar fi trebuit să fie mai clari, așa a declarat Bergoglio pe 12 iulie 2022 și nu putem decât să fim de acord cu el. De fapt, nu vi se pare ciudat că un om cu blândețea și modestia lui Iosef Ratzinger, în ciuda faptului că și-a dat demisia, a rămas în Vatican îmbrăcat în alb pentru a obstacola terenul succesorului său? Și ce putem spune? Faptul că timp de 9 ani a repetat, nu există decât un papă, fără să specifice care dintre cei doi. Nu este clar cum ar putea deveni papă emerit în condițiile în care această instituție din punct de vedere juridic nu există, așa cum au remarcat de la început cei mai cunoscuți canoniști. Totuși, pentru a ajunge la sfârșitul acestui mister, papa Ratzinger ne-a lăsat câteva chei de citire pentru a se înțelege această întrebare din punct de vedere canonic. În ultimele conversații, din cartea interviului Peter Sewald din 2016, text autorizat și aprobat de emeritul papa, citim ce a scris despre propria demisie. Niciun papă și-a dat demisia de 1000 de ani. Cartea reiterează conceptul din nou spre final. Benedict al XVI-lea a fost primul papă care și-a demisionat după 1000 de ani. Marea problemă este că ultimul papă care a abdicat a fost Gregoriul al XII-lea în 1415, deci cu doar 598 de ani înainte de Ratzinger, nu cu 1000. Prin urmare, fără îndoială, pentru Benedict al XVI-lea cuvântul demisie nu era echivalentă cu abdicare, deci el nu se considera abdicator. De ce fel de demisie ar fi dat atunci? După cum am descoperit recent, demisia asemănătoare cu cele declarate exact 1000 de ani înainte, în 1013 de către un papă medieval, Benedict al VIII-lea, care nici el nu abdicase. Într-o activitate de cercetare care a durat 2 ani și 7 luni, desfășurată în peste 400 de articole și rezumată într-un bestseller, Codul Ratzinger, am reconstruit cu răbdare scenariul complet. Paolo Floris d'Arcais explică în provocarea obscurantistă lui Ratzinger din 2010 modul în care Benedict al XVI-lea a avut vina de a fi gardianul valorilor creștine împotriva puterilor globaliste. De la Wikileaks știm cum, deja din 2012, clanul Obama-Clinton ipoteza o înlăturare al papei Benedict al XVI-lea. Înlocuirea lui cu un papă funcțional pentru multe alte promovări a devenit necesară. Brațul operațional a acestei manovre este o ramură a cardinalilor ultramoderniști cu numele de Mafia di San Gallo, grup care, după cum unul dintre membrii săi, cardinalul Daniels, a recunoscut în 2015 că l-a sponsorizat pe Bergoglio ca viitor papă. În 2016, Monsignor Genswein va cita un discurs al lui Ratzinger pentru a descrie acest grup drept, reprezentantul unei dictaturi a relativismului care nu recunoaște nimic definitiv și care lasă ca măsură supremă doar propriul sine, dorințele sale. În același an cu Vatilix a apărut așa numitul Mort Complot, un proiect de ucidere a papei Benedict despre care au vorbit cardinalii Romeo și Castrilon, trei episcopi, Gracida, Negri și Lenga, au declarat public că papa Ratzinger a fost constrâns să iasă din rolul său. Astfel, în 2013, presat să abdice într-un mod nesustenabil pentru puterea sa, Benedict al XVI-lea a decis să aplice un ingenios plan anti-uzurpare pentru apărarea bisericii. Pe 11 februarie, în fața concistorului de cardinali, într-un mod neașteptat, el pronunță în limba latină un text de 1700 de caractere care ar fi contribuit la schimbarea istoriei. În această declarație, semnată de unele greșeli latine și diverse imperfecțiuni stilistice inexplicabile pentru un mare latinist precum Ratzinger, papa a anunțat că, de la ora 20 din seara de 28 februarie, ar fi renunțat al suo ministeriu, pentru că la sede de Roma să rămână vacantă. Interval dintre începutul absenței episcopului și numirea succesorului său este o perioadă de scaun neocupat. Cel puțin aceasta a fost traducerea în limba italiană și în alte limbi vernaculare, limbi distante de limba latină clasică, care ne-a fost transmisă. În realitate, lucrurile sunt foarte diferite și aceasta mulțumind limbii latine. La declarație este discutată de 10 ani pentru că, înțeleasă că abdicare prezintă trei probleme juridice enorme. În primul rând, faptul că abdicarea a fost amânată pentru 17 zile. Dar abdicarea papei, ca și alegerea sa, este un act pur legal și trebuie să fie simultan, presupunând că Dumnezeu este donatorul și înzestrarea urmașului Sfântului Pietru, așa numitul munus petrin. Cu siguranță lui Dumnezeu nu se poate încredința sarcini cu termen fix. A doua problemă se referă la munus,
codul de drept canonic, canonul 332.2, prevede că papa poate abdica, numai renunțând la munus petrin, adică la titlul acordat de Dumnezeu. Pe scurt, trebuie să renunțe de a fi papă. Benedict al XVI-lea, însă, în versiunea latină a declarației sale, singurul care face text, declară: de a renunța la ministeriu, a fi papă, a oricărei puteri care derivă din munus, această diferență în italiană și în alte limbi nu este apreciată, deoarece atât munus cât și ministerium sunt traduse cu același cuvânt minister. Cu toate acestea, renunțarea la una, mai degrabă decât la alta, poate duce la consecințe juridice devastatoare. Orice sinonimie între munus și ministerium este absolut de exclus, atât pentru că în tot dreptul canonic, ministerium, obiectul renunțării, indică întotdeauna și numai a face, exercită o sarcină, cât și pentru că Papa Benedict precizează că în declarație ministerium este acordat per manus cardinalium, de către cardinali, care nu pot acorda decât noului papă ales autoritatea de a fi papă, tocmai în timp ce munus este acordat de Dumnezeu însuși în momentul alegerii. Prin urmare, Papa Benedict, care prin abdicare a trebuit să renunțe simultan la munus, a făcut exact invers. A renunțat la ministeriu în mod diferit. Încă o dată confirmăm că declarația nu este un act de abdicație. În cele din urmă există al treilea mister, care trebuie lămurit. Papa nu poate separa canonic ministerium de munus. Aceasta însă, de fapt, apare doar într-un singur caz, sediul total împiedicat. Alternativă la scaunul vacant, când papa nu este nici mort, nici abdicat, ci prizonier, închis sau exilat, în acest caz papa menține munus, fiind papă, dar este privat cu forța de ministerium, de posibilitate de a fi papă. Pe scurt, papa pierde canonic munus pentru că scaunul este vacant, papa pierde cu forța slujirea pentru că scaunul este total împiedicat. Și astfel, punând împreună aceste trei elemente misterioase ale declarației, devine perfect clar ce a făcut papa Benedict. Cheia se află în timpul efectiv al renunțării al ministerium, care este indicat ca ora 20 pe 28 februarie, dar în latină, papa Benedict vorbește despre ora 20-a, vicezima. Vicesimo octavo februarie, bismillesimo tredicesimo, ora vicesima, ora vicesima, ora vicesima, ora vicesima. Este vremea romană, tradițională în Italia și teritoriile papale încă din Evul Mediu, pentru care numărarea orelor nu începe de la miezul nopții, ci de la pusul soarelui. Pe 28 februarie 2013, soarele apune la ora 18. Așa că doar adăugăm încă 20 de ore și suntem exact la ora 20 a zilei de 28 februarie, care corespunde, conform orarului nostru, la ora 13 de 1 martie. Dar ce tocmai se întâmplase în acel moment? Să știți că buletinul Vaticanului este întotdeauna între orele 12 și 13. În acel prim martie, la ora 12.30, cardinalul decan Angelo Sodano a convocat noul conclav prin buletin, în timp ce papa Benedict încă nu a abdicase. Conclavul este deci ilegitim și produce o lovitură de stat care îl trimite automat pe Benedict al XVI-lea într-o funcție total blocată. Statutul despre care am vorbit, care îl privează din ministeriu. La urma urmei, cum este posibil să ne imaginăm un papă mai împiedicat decât cel care vede un alt papă ales în locul lui în timp ce încă domnește? Din acest motiv, Benedict a menținut numele papal, haina albă, binecuvântarea apostolică și reședința în Vatican. Nu degeaba îl va pune pe Monsignor Genswein la Universitatea Lumța. Dacă nu credeți, răspunsul se găsește în cartea lui Ieremia, unde întâmplător citim această frază unică în toată Biblia: eu sunt împiedicat, adică obstacolat. No. Però io ho detto obbedisco, o credete o non credete. Se non credete, leggete è o Geremia o Isaia in italiano, come dice Isaia in italiano. Și aici devine clar amânarea inexplicabilă, a renunțării inexplicabile la ministeriu. Voi sapete che questo giorno mio è diverso da quelli precedenti. Non sono più Pontefice sommo della Chiesa Cattolica, fino alle 8 di sera sono ancora, poi non più.
La 11 februarie 2013, Papa Benedict prevăzuse, profețise că cardinalii, de naturarea declarației din traduceri, ar fi creat fără să vrea un conclav abuziv, astfel încât să o trimită într-un loc împiedicat și să-l priveze de slujire. Renunțarea sa la minister devine astfel efectivă, faptică, tocmai din ora 20 a zilei de 28 februarie, adică pentru ora 13 la zilei de 1 martie, ora în care nu ar mai fi pontif suprem, după cum spunea de la balconul lui Castel Gandolfo, inversând titlul de suprem pontif. El nu ar mai fi supremul pontif, întrucât ar fi ales un alt papă, ilegitim, care să guverneze în locul său. Așadar, în esență, demisia papei Benedict a fost anunțată și apoi, de fapt, provocată. Deci, cum explicați această expresie din declarație pentru că scaunul Romei și scaunul lui Sfântul Petru să rămână vacant? Traducerea este greșită, atât pentru că renunțarea la ministerium nu produce un post vacant, dar mai ales pentru că verbul latin vacet este tradus literal prin sediul gol, liber. De fapt, Papa Benedict a lăsat liber scaunul, adică Catedrala Episcopală a Romei din Lateran. Prin urmare, în mod formal, fiecare papă își trage legitimitatea prin exercitarea propriului guvern și nu s-a mai întors. Astfel, din nou, următorul conclav pentru alegerea noului suprem pontif, la moartea acestuia, va trebui să fie ales de aceștia ai căror le aparține, adică doar cardinalii adevărați, pre-2013. Astfel, Benedict devine papă emerit sau papă împiedicat. Asemănarea cu episcopul emerit, episcopului pensionar, este doar aparentă. De altfel, menținând misiunea legată de scaunul său, episcopul se retrage canonic la 75 de ani, pierzându-și ministeriul. Pentru papa, acest lucru nu se poate realiza doar cu forța, prin impediment, pentru că munusul papei, fiind papă, nu poate fi împărțit cu nimeni. Acesta este motivul pentru care Benedict a spus, papa este doar unul. Era el însuși. Cu acest sistem canonic ingenios, Benedict s-a asigurat că datorită detronării și încarcerării sale, induse de el însuși și efectuate inconștient de cardinali, va putea rămâne singurul papa adevărat, custode al oficiului Petrin, și șmătându-și dușmani eretici pe care doreau să le elimine și făcând în așa fel că orice alt papă ar fi fost ales cât timp era în viață, nu a fost un papă adevărat. Presupusul papă Francisc este așadar un antipap și, după cum se spune, pontificatul său trebuie anulat. Aceasta este realitatea canonică. Există, de altfel, o multitudine de gesturi și declarații lui Benedict al XVI-lea care confirmă logic această realitate și nu trebuie să ne lăsăm induși în eroare de aparența armonie dintre cele două figuri în haine albe. Aici, Papa Ratzinger însuși a scris că prietenia lui personală cu Francisc a crescut. O prietenie personală, singură, a lui, unidirecțională. Benedict al XVI-lea, ultimul vicar al lui Hristos, a dat o împlinire desăvârșită poruncii lui Iisus. Iubește-ți vrăjmașul și roagă-te pentru prigonitorul tău. În toți acești ani, el a dorit ca credincioșii să fie despărțiți de necredincioși. Așa cum a declarat el însuși, Herder, corespondenți, și că oile să recunoască prin miros adevăratul păstor, renoind credința și întărind papalitatea. Astăzi problema este comunicarea cardinalilor, cum au ajuns aceste demisii speciale ale papei Benedict, care au dus ca biserica să fie în stare de suspendare juridică, de pontificat excepțional, de 10 ani încoace. Canonul 335 prescrie de fapt, când scaunul roman este vacant sau total împiedicat, nimic nu trebuie schimbat în guvernarea bisericii. În momentul de față, ancheta noastră jurnalistică este cenzurată, dată fiind situația socială și de mainstream, machiată și ostracizată, chiar și de o anumită lume tradiționalistă care interesează să mențină statusul quo. Dar riscul este enorm. Dacă următorul conclav include doar unul dintre cei 81 de cardinali invalidi numiți de antipapa Francesco, un alt antipapă va fi ales, tot fără munus și deci în perspectiva credinței, fără ajutorul Sfântului Duh.
Aceasta ar presupune sfârșirul bisericii canonice vizibile cu o continuare a linii de succesiune antipapală a lui Bergoglio. Din acest motiv, Benedict, când Sevald l-a întrebat dacă ar putea fi ultimul papă, așa cum îl cunoaște, a răspuns: orice poate fi. Cum se rezolvă problema? Avem nevoie de o anchetă canonică promovată de Colegiul Cardinalilor imediat, fără teamă? Până la urmă, dacă Bergoglio ar sancționa un cardinal care a avut doar să clarifice lucrurile, ar recunoaște implicit că nu are cărțile în regulă. Și mai ușor ar fi suficient să strige adevărul lumii întregi, să-l explici, iar antipapa ar fi nevoit să abandoneze tronul. Imediat după aceea va trebui convocat un nou conclav cu cardinali adevărați, numiți înainte de 2013. Suntem deja în întârziere. Termenul limită de convocare a conclavului a fost 20 ianuarie 2023. Biserica este fără conducător, fără papă. După 9 ani de loc împiedicat, în prezent suntem pe un loc liber, vacant. A durat 10 ani, dar adevărul spune, Sfântul Augustin este ca un leu. Odată ce vine liberat, se apără singur.